Corul Divina Armonie este una din puținele formații corale, culturale, care reușește să lase o impresie deosebită acolo unde este prezent. Primul concert l-am audiat cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, a fost un concert de colinde, unde am văzut o echipă tânără, foarte frumoasă, foarte luminoasă, care a transmis un mesaj cald, un mesaj care a venit ca și o rază de soare în frumoasa sală de concerte a Castelului Peleș. Atunci a fost, dacă vreți, un sentiment de înălțare pentru noi toți care am fost prezenți la acest spectacol. Poate este cea mai fericită denumire dată unei formații artistice, Divina Armonie, pentru că, într-adevăr, este o armonie totală și dacă putem aprecia noi pământenii divinitatea, sunetul divin, eu cred că ei sunt foarte aproape de acest lucru. Am avut de curând un nou concert cu Corul Divina Armonie în Castelul Perișor, un concert aniversar, pentru că acest cor a ajuns la vârsta majoratului, 18 ani de activitate, un concert care de-a lungul aproape 120 de minute, toți vizitatorii prezenți în castel și-au prelungit programul de ședere în castel. Era holul de onoare arhiplin, inclusiv scările de acces erau pline de vizitatori. Toată lumea a fost de-a dreptul impresionată de spectacolul dat de niște tineri, dar foarte talentați artiști. Este meritul Fundației Cavalerii Daciei, care susține tinere talente, care susține de atâția ani acest cor. Din câte știu, este printre puținele coruri private din România, dacă nu este chiar singurul. Este meritul unei doamne deosebite, o doamnă inimoasă, iubitoare de cultură, de artă, iubitoare de talente, cum este doamna Ciuplea, și este meritul acestui colectiv de tineri, mulți la număr, care au reușit în aceste spectacole să ne dea certitudinea că avem într-adevăr talente, că avem tineri capabili, frumoși și foarte talentați. Întotdeauna este o mare plăcere pentru mine și în general pentru toți cunoscuții mei să fim prezenți la un spectacol susținut de Corul Divina Armonie. Așteptăm cu nerăbdare spectacolul din 12 decembrie, spectacolul de colinde pe care Corul Divina Armonie va susține în sala de concerte a Castelului Peleș. I-am așteptat și mai des dacă s-ar putea, dar eforturile probabil că sunt prea mari. Nu aștept numai eu sau colectivul pe care îl coordonez la ora actuală, ci așteptarea este și din partea iubitorilor de cultură din Sinaia, este și din partea unor iubitori de cultură și artă din zona Prahova și chiar din București, care m-au sunat special că de-abia așteaptă să le reținem niște locuri, că în data de 12 decembrie vor fi prezenți la spectacolul susținut de Corul Divina Armonie. Dacă pot să fac o invitație tuturor celor care vor vedea sau auzi aceste imagini, atunci din toată inima invit să, oriunde ar fi susținut un astfel de spectacol de Corul Divina Armonie, trebuie să fie prezenți, pentru că, așa cum este o vorbă, nu numai că nu au ce pierde, ci au și foarte mult de câștigat. Mulțumesc!